Ziua, dragi prieteni din Gemeni, haideți să vedem la Gemeni în ceai. Stați un pic să mai vedem aici cum învârtim, cum învârtim, cum învârtim. Gemeni, 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 Gemeni. Pentru că așa. Gemeni, da? Gemeni. Vă văd, a căzut aici, vă văd o persoană din leu. Pești. Berbec. Rac. Balanță, da? Poate fi. Ați vrea să plecați undeva? Parcă în patru puncte, săptămâni, luni, patru, plecați undeva, faceți o călătorie. Să mai șterg cana puțin, că este foarte udă. Așa. La Gemeni, da? Așa, e greu cu ceaiul ăsta. Așa. Așa, bun. La Gemeni. Imediat vă spun. La Gemeni arată că veți fi generoși, că parcă o să fiți ajutați în dragoste, într-o problemă de dragoste pe care o aveți. Se va rezolva acea problemă de dragoste. Arată că mergeți la o petrecere unde vă veți distra, vă veți simți foarte bine. Vreți să faceți o petrecere sau... da. Sau... să aveți grijă la o ceartă cu niște prieteni. Cu cineva. Prieteni. O să fiți iubiți și respectați de toată lumea. O să fiți indulgenți, da, indulgenți, o să fiți puțin grăbit, nobili, grăbiți, dar și grăbiți, să aveți grijă la grabă, pentru că graba strică treaba, da. Apoi, vă văd puțin nesiguri pe o persoană sau pe o situație, sau pe o afacere, nu aveți liniște, vă macină ceva, vă gândiți la ceva, sunteți dedicați, da, sunteți dedicați, sunteți generoși, vă petreceți timpul cu cei care, cu cei din familie, cu cei din jur, unele persoane, sunteți miloși și sunteți foarte atrăgători. Și Venus va fi de partea dumneavoastră în această lună. Nu aveți puține, nu dormiți bine sau sunteți schimbători. Da? Și arată că sunteți atrăgători persoanelor de lângă dumneavoastră. Generoși, încrezători. Aveți prieteni buni. Haideți să vedem puțin cana. Iarăși. Vă văd aici foarte generoși, independenți, puternici. O să faceți sport, o să vorbiți în public, o să fiți foarte concentrați la ce aveți de făcut, o să stați foarte bine cu banii, puteți câștiga la loto. Aveți ceva probleme cu... vă pare rău de ceva sau cu gelozia sau cineva este geloasă, gelos pe dumneavoastră. După aceea s-ar putea să pierdeți ceva. Sunteți atrăgători, v-am mai zis asta. Dacă aveți probleme legale, se rezolvă. Aveți grijă la ceva certuri. Aveți noroc și multă fericire, mult noroc. Și
Trebuie să aveți grijă la înșelăciune. Cineva vă înșală, vă trădează, poate fi persoana iubită. Aveți în familie totuși bine, ceva bucurii mărunte. Aveți grijă la un prieten, unul dintre ei care nu e bun, prieten, prietenă. Primiți o emblemă, o recunoaștere, fertilitate, afaceri și finanțe. Trebuie să aveți grijă la afaceri și finanțe să nu aveți probleme, dar și o boală poate să vă stea. După aceea arată că o să aveți un eveniment social important. Probabil deschideți o afacere, un proiect nou, luați o diplomă, ceva, o schimbare importantă în viața dumneavoastră. O să vă schimbați părerea despre ceva sau despre cineva sau gândul sau faceți altfel planul, proiectul, faceți altfel. O să aveți noroc dacă aveți probleme cu acte, cu justiție. Primiți ceva despre bani, o hârtie, un document despre bani. Arată că aveți poate mai multe persoane în minte, în dragoste, dar nu vă despărțiți sau ceva, parcă dacă, dar nici nu vă împăcați. Așa. Cam asta a fost pentru gemeni. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.